Otilia, cum a început această zi de duminică? A început cu o cafea, un zâmbet și recunoștință. Cum este această toamnă pentru tine? Superbă, caldă, așa cum îmi place. De ce oferi atât de rar interviuri? Prefer să vorbesc atunci când am ce spune. De ce ai acceptat invitația mea? Pentru că îmi place emisiunea, mi-e dragă de tine și acum am ce spune. Cu ce te ocupi tu de luni până vineri? Muncesc. Ce pasiune ai? Conduc mașina, natura, copiii, cânt. Cum arată o zi perfectă de muncă pentru tine? Atunci când ceea ce am planificat de dimineață se realizează. Când ai gătit ultima oară? Săptămâna trecută. Viața mondenă, o plăcere sau un job? Un job. Cea mai mare pierdere din viața ta, care este? Părinții. Visul de a deveni cântăreață, ce ai făcut cu el? L-am pus în sertar, dar n-am renunțat definitiv. Cânt pentru prieteni. Există subiecte tabu pentru acest interviu? Relația de cuplu este prea personală ca să discut despre ea în public. Suntem altfel, aici, duminică de duminică. Te așteptăm să ne citești de printre rânduri. Neredactat. Hai să facem o horă, o horă cu bucuria, pentru că devine realitate casa ta. Complexul rezidențial Hora Village îți oferă vecinătate cu parcul Valea Morilor, tehnologii moderne de construcție și infrastructură dezvoltată. Află mai multe despre locul care îți poate deveni acasă pe horavillage.md sau la numărul de telefon 022-222-208. Care scrie redactat și nu mai vrea pe nimeni să vadă supărat. Vesuie să aducă lumea la TV și unul după altul să-și spune jelele. Wow, sunt Rodica, Rodica. Nu prea știu nimica. Mă restar cu tine și mă voi împovesti. Sunt Rodica, Rodica. Bună seara, Chișinău! Bună seara, Moldova! Să știți că mi-am invitat în emisiunea de azi o foarte veche și o foarte bună prietenă. Ne vedem mai rar, dar asta nu schimbă nici de cum relația. O femeie foarte ocupată, face o mulțime de lucruri, inclusiv este organizatorul Moldova Fashion Days, ajunge la supraepuizare și totuși reușește. Vreau să o cunoașteți astăzi pe Otilia Drăguțanu, antreprenoare, business trainer, mentor, acum la Neredactat. Să întâlnim băieți! Aici ca să ne facă o atmosferă și seară perfectă, Otilia. Dacă nu reușim să ne vedem în viața de zi cu zi, măcar bine că este neredactat. Exact. Să ridicăm un pahar pentru noi. Ar trebui noi, să ne vedem pentru mai prietenie. Des. Și o să încep cu o întrebare pe care poți să mi-o pun și mie, dar ți-o pun ție azi. De ce muncești atât de mult? Azi eu sunt pe acest loc, tu ești pe ăla, deci tu pui întrebările. Da. De ce muncesc? Pentru că am multe de făcut.
pentru că am multe idei și vreau să-mi ajungă timp să le realizez pe toate. Uh-huh. Și cred că m-am obișnuit deja, că s-a terminat un proiect și imediat începe altul. Unica ce îmi pare rău, că nu m-am învățat încă să-mi sărbătoresc victoriile, pentru că nu-mi dau timp să mă bucur de rezultatele primului proiect, că deja am intrat cu cap, mâini, picioare în celălalt. Știu cum este asta, dar hai să le spunem celor de acasă ce faci, pentru că noi suntem femeia modernă de azi, facem mulțime de lucruri și multe dintre femeile pe care le cunoaștem noi fac o mulțime de lucruri și când vrei să le identifici cu ceva, nu știi cu ce exact să le identifici. Mi-amintesc că ai făcut într-o zi o postare pe Instagram. Ziceai de cineva, că cineva crede că doar te plimbi cu mașina, exact, și admiră săritul sau asfințitul. Dar de fapt asta este doar partea care se vede, partea, exact, medaliei care o arăți publicului. De obicei nu postăm din procesul de lucru, știi? Postăm atunci când suntem relaxați, ne simțim, uh-huh, bine și de asta, uh-huh, poate dintr-o parte, da, s-ar părea că stau doar pe dealuri și prin călătorii. Dar de fapt muncesc mult, conduc o afacere pe care am fondat-o acum 20 de ani. Se numește Berlițo Group. Atunci când am fondat-o era doar o agenție de traducere, în timp am evoluat. La un moment dat am început să facem evenimente și am devenit unul din liderii de piață în event management. Iar acum 4 ani am fuzionat cu o agenție de marketing și acum, practic, suntem agenție de marketing full service. Ajutăm clienții să-și promoveze brandurile, produsele prin toate canalele de promovare posibile. Și un eveniment care se vede, un eveniment care se repetitiv, da, de câteva ori pe an, este Moldova Fashion Days. Deci unul din evenimentele despre care vorbeai mai sus. Și știu că urmează, este cred următorul proiect în care intri după, exact, ce ești din emisiunea mea. Deja. Deja a intrat. Vreau să-mi spui despre el puțin. Se fac foarte, mi se pare deja că foarte multe evenimente de modă și dacă nu este prea mult pentru Chișinău. Depinde pe ce vrei să spui prin eveniment de modă, pentru că Moldova Fashion Days este mai mult decât un eveniment de modă. Uh-huh. Și acum 12 ani, când am pornit noi pe calea asta, erau doar, nu știu, 3-4, nici nu putem să le spunem branduri, 3-4, da, producători care făceau haine la acea etapă. Și scopul nostru a fost să-i ajutăm să se promoveze și să creștem industria. Și pot să spun că noi am fost alături de această industrie an de an și rezultatele sunt vizibile, pentru că am oferit o platformă unde producătorii își puteau arăta ce creau, creațiile lor. Așa că Moldova Fashion Days este mai mult un instrument de promovare a industriei, uh-huh, și e și un eveniment foarte frumos, dar nu doar asta. Când va avea loc? Pe 2 decembrie la Arena Chișinău. Vă așteptăm pe toți. E curios, nu am văzut un eveniment de modă la Arena. Îmi imaginez că o să transforme total acea sală. Absolut, e foarte ofertantă de fapt, uh-huh, Arena, pentru că oferă suficient spațiu, uh-huh, să faci ce vrei, doar imaginația îți trebuie. Dar să știi că pe mine mă deranjează oarecum faptul că sunt percepută doar ca organizatoare de evenimente, pentru că ceea ce facem noi este mult mai complex. Un eveniment este, de fapt, parte din strategie de marketing a unui produs sau a unui, da, brand și, da, e doar un instrument care se folosește, fiind însoțit de multe, multe altele. Da, am zis la începutul, când te-am prezentat la începutul acestei emisiuni, că ești și business trainer și mentor și poți să-mi spui și despre partea asta a Otiliei Drăguțan. Pe mine mă preocupă foarte mult și mă interesează dezvoltarea oamenilor. Și am simțit la un moment dat că aș putea să contribui într-un anumit fel și am primit o ofertă de la o agenție de training din România, care tocmai se deschisese aici și făcuse o filială, să pornesc și pe calea asta de trainer de business. Mi s-a părut un proces foarte interesant, ăla în care am fost pregătită pentru a deveni trainer, pentru că asta a însemnat zeci de cărți citite și zeci de traininguri ascultate. După care am muncit câțiva ani alături de această echipă și mi-a rămas cumva dragă această ocupație și intenționez să fac mai multe și în acest domeniu în viitor apropiat. Ți se întâmplă să ajungi la supraepuizare și ce faci în aceste momente? Frecvent, din păcate. Una din lecțiile principale pe care le-am eu de învățat este pauza. Pentru că este greu să mă opresc. Și, practic, mi-am propus în mod intenționat să mă învăț să mă opresc, căci suntem doar oameni și avem limitele noastre, nu suntem roboței. Uh-huh. Uh-huh. Și este important să știm când să dăm
organismului nostru și creierului și sufletului timp să-și revină, să se reîncarce. Și eu asta nu prea fac. Așa. Dar când te oprești, ce faci cu telefonul mobil? Îl oprești? Vai de mine, telefonul este cea mai mare problemă de obicei. Ce fac? Când pot, îl închid. Sau îl ignor. Dar cel puțin încerc în perioadele când îmi permit să mă opresc, să mă uit mai rar pe mesaje, să răspund mai rar la telefon, să nu mă uit pe rețele așa de des, pentru că și ele consumă foarte mult. Evident. Da, practic ceea ce odihnește este contactul cu natura, discuțiile cu oamenii dragi, timpul cu tine. Pe care îl furi de unde poți, de pe unde poți. Exact, exact. Da. De ce cerințele noastre sau cerințele femeii moderne față de sine sunt atât de mari în ultimul timp? Nu știu dacă putem generaliza. Ah, okay. Pentru că vezi și femei relaxate. Exact, absolut. Depinde de persoană. În cazul meu, nu pot spune că cerințele față de mine neapărat sunt foarte mari, dar cerințele față de ceea ce vreau să fac, da. Pur și simplu, sunt prea multe lucruri pe care aș vrea să le văd transformate în realitate. Respectiv, trebuie să ai anumite rigori pentru a putea ajunge la așa rezultate. Și una din principalele rigori este disciplina, că dacă nu ești organizat și disciplinat, nu prea reușești să faci mare lucru. Așa că această dorință de a face multe se transformă și în cerințe față de tine. Te reușești să faci totul așa cum ți-ai planificat tot timpul, să fii disciplinată sau mai clachezi? Nu reușesc întotdeauna. Chiar de multe ori sunt întrebată în interviuri când reușești să le faci pe toate și răspunsul meu este nu reușesc. Pentru și că normal să nu reușești. Dar nu poți să le faci pe toate, este imposibil. Da. Și atunci am devenit un mare maestru în a jongla. Și dacă în anumită perioadă dedic mai mult timp jobului și am un proiect mare și trebuie să fiu mult la servici, în următoarea perioadă încerc să stau mai mult cu copiii mei, de exemplu, sau să mă văd cu prietenii și să mă dedic timp vieții personale și mie. Ai spus acolo la început acestei emisiuni că ai gătit ultima dată săptămâna trecută. Exact. Nu mănânci? Nu mâncați? Ba da, dar nu gătesc eu. Ah, ok. Nu pot spune că nu-mi place să gătesc, dar îmi place să gătesc atunci când am timp. Și pentru mine gătitul este mai mult o metodă de creație, știi? Da, și de exprimare a creativității. Dar și atunci când sunt grăbită și trebuie să gătesc repede, niciodată nu-mi iese bine. Și am delegat, pentru că un alt mare secret ca să reușești multe este să găsești oameni cărora să le pui o parte din povara ta pe umerii lor. Și ei se bucură că pot fi util și au un job. Exact, absolut. Da. Spune-mi, rog, dacă ești feministă și ce înseamnă acest concept în opinia ta? Dacă poate fi interpretat sau reinterpretat? Poate fi. Orice lucru poate fi interpretat. Fiecare are interpretarea sa. Pentru mine feminismul este... Eu nu sunt feministă. Cred în puterea femeii de a face orice. Și sunt sigură că orice își pune în gând, femeia poate face. Dar mai cred și în faptul că în viață fiecare are rolul său și fiecare are rostul său de care n-aș vrea să uităm. Pentru că femeile au ceva ce nu au bărbații și invers. Astfel, cred foarte mult în această simbioză perfectă între un bărbat și o femeie și cred că dacă am ajunge să punem accent mai mare pe această simbioză, s-ar putea să avem mai mult timp pentru noi. Femeia a devenit foarte, foarte prezentă în toate rolurile din societate. Prezența ei este foarte pregnantă. Este ceea ce nu era 20 de ani în urmă. Știi, nu știu, 20 de ani în urmă auzeam că luptăm pentru drepturile femeilor, prea mai multe femei în parlament, mai multe femei în posturi de conducere. Acum nu mai există asta, pentru că femeia și ia tot ce trebuie. Așa am senzația. Cum ți explici această luptă pentru independență, dar câștigată în marea majoritate a cazurilor? Știi cum, atunci când a început lupta pentru drepturile femeii, era pentru că drepturile lipseau. Și era absolut normal că va începe această luptă, pentru că părerea mea este că femeia trebuie să aibă alegerea de a face absolut ce vrea ea. Adică, dacă ea alege
să fie acasă și să-și crească copiii și să aibă grijă de casă, un lucru pe care eu îl respect și îl admir, ea trebuie să poată face această alegere. Dacă ea alege să conducă o corporație și să facă carieră și trebuie să aibă această alegere, dacă alege să fie în parlament sau să fie în guvern, trebuie să aibă această alegere. Până la urmă, ceea ce se întâmplă acum este normal, pentru că fiecare femeie poate alege unde este locul și rolul său. Faptul că noi suntem foarte active și foarte... este dictat de ritmul timpului. Nu cred că e un lucru ce ține doar de femei. Noi toți suntem foarte prezenți, pentru că asta cere ritmul în care ne mișcăm noi zilele astea. Adică ritmul timpului ne cere să fim prezenți, să fim întotdeauna acolo. Crezi că bărbații au devenit puțin mai slabi decât noi femeile? Iarăși generalizăm. Da. Nu-mi plac generalizările și cred că sunt bărbați și au fost întotdeauna puternici și bărbați mai puțin puternici. Și sunt femei puternice și femei mai puțin puternice. Așa că nu cred că e un lucru pe care îl putem aplica tuturor bărbaților. Dar cred că este important pentru un bărbat să accepte că poate fi și slab. Pentru că ceea ce se întâmpla în generația noastră și mesajul care îl transmiteau de obicei mamele băieților, da? Bărbații nu plâng, trebuie să fii întotdeauna puternic, nu este neapărat foarte sănătos. Toți avem și momentele emoții noastre slabe și bărbații pot să plângă atunci când le ia plânge. Și cred că asta este important să recunoaștem. Tu plângi des? Acum nu. Nu mai am atâta timp să plâng. A fost o perioadă când plângeam mai ușor, acum mai puțin, dar plâng atunci când doare tare. Pot să plâng de ciudă, pot să plâng de oboseală. De milă? Se întâmplă, bineînțeles. Te mai apucă jale așa uneori, dar nu pot zice că plâng foarte des. Când ai primit ultima oară flori? Săptămâna trecută. De la vreun client, clientă? Exact. De la un partener, de fapt. Dar știi că eu mai am și obiceiul să-mi cumpăr flori singura. Și nu văd o problemă în asta. Nici că dacă îmi place ceva, mă duc și-mi iau, știi? Câtă nevoie ai să ți se spună că ești frumoasă, că ești bună, că, nu știu, că cuiva e dor de tine? Cuvinte din astea primești des? Îmi plac, ca oricărei femei, cred. Și e normal să ai nevoie de cuvinte calde și de căldură și de afecțiune. Să mi se spună că sunt frumoasă, am nevoie acum mai puțin decât altă dată, pentru că am ajuns să știu foarte bine cum sunt și să am o idee clară despre cine, cum, unde sunt. Și nu mai simt nevoie să-mi spună cineva din afară cum sunt. Dar de căldură am nevoie întotdeauna, dar am suficienți oameni în jur care mi-o și oferă, așa că sunt o mare norocoasă. Dragostea de sine. Ai împăcarea cu sine. Ai ajuns la asta? Sau încă ești pe drum? Dar cred că asta este calea vieții noastre. Și nu cred că... Există un punct final? Da, nu cred. Nu cred că există un punct final. Însă a fost un moment când m-am întrebat ce înseamnă. Pentru că mi se spunea foarte mult despre trebuie să te iubești pe tine, trebuie să te iubești pe tine. Ce Dumnezeu înseamnă? Să mă iubesc pe mine, știi? Pentru că unii înțeleg dragostea de sine ca fiind grijă de sine. Când, nu știu... Masaj sau nu știu, bei apă la timp și îți iei vitaminele și faci sport și mănânci sănătos. Alții înțeleg dragostea de sine ca o autoindulgență și când îți permiți de toate și nu îți spui niciodată nu. Eu înțeleg dragostea de sine ca fiind o apreciere sănătoasă a ta. Și atunci când tu crezi cu adevărat în ceea ce poți face, în puterele tale și în forțele tale și îți oferi toate șansele să-ți exprimi potențialul la maxim. Când nu te blochezi, pentru că noi asta facem, noi cam blocăm pe noi de obicei. Asta pentru mine e dragostea de sine. Nu există lupta asta de a te compara cu alte femei, de a lupta să fii mai bună decât cineva, mai bună decât tu cea de ieri, cred că da. Asta da. De comparat nu m-am comparat niciodată și pentru mine cumva cu
cuvântul concurență nu prea a existat, nici măcar în business. Când am început la începuturi, tot mi se spunea, păi da, de ce te bagi în domeniul ăsta, că sunt mulți concurenți. Nu-mi păsa prea tare, pentru că contează doar ce faci tu în fiecare zi și calitatea procesului și a serviciului și, și cine ești tu contează, dar că mai este cineva alături care încearcă să facă același lucru, să fii sănătos, succes, știi? Dar dorința de a fi mai bună decât sunt astăzi este permanentă. Dar e aici un detaliu important. Cred în această tendință de a crește, de a te dezvolta, de a fi mai bun, dar e important să pornească nu din nemulțumire de sine, dar din acceptare. Adică eu nu mă gândesc, nu-mi place de mine astăzi și vreau mâine să fiu alta. Nu, îmi place de mine astăzi, sunt ok așa cum sunt, doar că vreau să mai fac și alte lucruri, vreau să dezvolt și alte calități, alte competențe. Asta este diferența esențială. Dacă pornim din nemulțumire de sine, s-ar putea să ducă la o neuroză, dar nu la un progres așa cum ar trebui. Știi? Cât de mult dragostea de sine sau acceptarea personală depinde de copilărie și relația cu părinții, de dragostea pe care ți-a oferit-o părinții sau de dragostea pe care o primești în relația de cuplu? Copilăria oricum determină foarte multe lucruri. Asta este clar și nu o spun doar eu, o spun toți psihologii din lume și toți specialiștii în sănătate mentală. Știi? Pentru că sunt lucruri care ne afectează, care ne determină modul de reacție. Asta e. Să avem niște programele de care nu suntem conștienți și uneori ți se întâmplă ceva și ai o reacție și nu înțelegi de ce. Pentru că stă ceva de care tu nu știi. Undeva aici, da, sau aici. Exact. De asta mi se pare foarte importantă capacitatea asta de introspecție și de autoanaliză și tendința de a căuta în tine în permanență răspunsurile, inclusiv cu ajutorul specialiștilor. Pentru că de fiecare dată când îmi povestește cineva care avea o problemă emoțională sau de orice alt fel, eu îl îndemn să se ducă la psiholog. Asta e primul lucru pe care o să îl spun. Așa că, da, ne determină copilăria cine suntem astăzi, dar tot de noi depinde să depășim orice setare pusă din copilărie și să devenim altfel, așa cum ne dorim. Așa că totul e în puterile noastre. Părinții îți spuneau des că te iubesc? Ai auzit acest verb în copilărie? Pentru că în copilăria mea, de exemplu, de la țară nu se spune așa ceva copiilor. Nici la noi, nici la mine nu se spune. Te-ai născut în oraș. Exact, m-am născut în oraș și... Și într-o familie de intelectuali. Exact. Poți să spui cine sunt părinții tăi? Sigur. Tatăl meu, în primul rând, din păcate, niciunul dintre ei nu mai este lângă mine astăzi. Tatăl meu a fost profesor de istorie a românilor, bine cunoscut, autor de cărți, o persoană ilustră. Și mă mândresc că a fost tatăl meu. Și mama a fost etnograf, pasionată de portul popular. Gheorghe Palade. Exact. Gheorghe Palade a fost tatăl meu. Și mama, Iulia Paliț, a fost etnograf, pasionată de portul popular. A fost una din primele persoane care a umbrat din sat în sat și a căutat în sunducul mătușii Mărioara o ie autentică și o catrință autentică pentru a le arăta oamenilor cum arată portul popular local. Iar mai târziu a devenit autoare de texte, de versuri și sunt foarte mulți cântăreți din Moldova care cântă piese pe versurile mamei mele. Dar, revenind la întrebare, nu mi-amintesc să mi se fi spus că te iubesc. Părinții mei își exprimau dragoste altfel. Prin grijă, prin asigurându-se că noi avem de toate, că putem să mergem la o școală bună, că nu ne lipsește nimic. Și chiar dacă au fost momente în care poate mi-aș fi dorit mai multă exprimare a afecțiunii, știi, fizic, verbal, dar cred că ei au făcut tot ce au putut pentru noi. Nici acum, în ultimii ani de viața ai lor, nu ți-au spus, sau ți-au spus poate, deja cred că au vorbit mai mult, că sunt mândri de tine, că faci bine ce faci. Mi-au spus când eram deja matură. Dar mi-amintesc, apropo de acest te iubesc, ce spunea bunica mea, mamei mele, îi spunea așa: copilul trebuie să-l pupi când doarme,
Că dacă, nu știe. Da, exact. Că dacă îi arăți prea multă dragoste și afecțiune, îl alinți. Știi? Adică erau niște idei preconcepute, niște poziții transmise din generație în generație. Așa că n-aveau de unde părinții noștri să ne spună foarte des că ne iubesc. Însă, deja când eram matură, relația cu părinții mei s-a schimbat. Am început a comunica mai mult, a discuta, a petrece mai mult timp împreună și atunci am auzit mai des că se mândresc, că mă iubesc. Adică am reușit și eu și ei să ne spunem tot ce era de spus și asta este important. Cum era copilăria ta a unei fete de oraș, crescut într-o familie de părinți intelectuali, cu multe cărți în casă, cu invitații poate sau bilete la teatru, exact, la concerte? Ce ți amintești? Nu știu, zi-mi o amintire. Cea mai... Am foarte multe amintiri din copilărie. Unele, cele mai multe sunt de la țară, de fapt. De la bunica. Eu eram un copil... eram foarte băiețoasă. Și eram pe toate gardurile și în toți copacii. Unde era această copilărie? La Trușeni. 15 km distanță de Chișinău. Mă jucam cu băieții de-a războiul. Eram foarte băiețoasă, așa. Și îmi povestea mama mea povești de genul când venea nu știu ce vecină să-i spună că vezi ce faci cu fata asta ta că mi-a bătut băiatul, știi? Adică eram așa un pic... Bună. Da, știi cum, energia asta după aia bine că s-a transformat în ceva constructiv în ani. Și alte amintiri pe care le am, casa plină de oaspeți. Știi cum, aveam salonul, îi ziceam noi, și după aia un hol. Se deschideau ușile și se făceau mese în care încăpeau 40 de oameni. Și gătea mama mea săraca 3 zile înainte și după aia 3 zile făcea curățenie. Dar periodic aveam casa plină de oaspeți. Râs, cântec, se cânta foarte mult. Și oameni mari am văzut la mine în casă. Și mă bucur că am avut această ocazie. Știi? Iar cu cărțile am o relație absolut specială datorită tatălui meu, care când intrai la el în birou nu se vedea. După clitul de cărți, știi? Și am crescut cu cărțile. Sunt lângă mine întotdeauna. Deci mese lungi, oameni frumoși, oameni mari și mici, dar mari. Da. Ce se cânta la voi la mesele astea? Pentru că am fost surprinsă să știu că și mama mea o știe, de exemplu, pe mama ta de la televizor. Wow, și pentru mama ta, pentru foarte multe femei, era un model, o lumină, știi? Era foarte luminoasă, e adevărat. Și atunci când am pierdut-o și vorbeam cu oamenii care au fost apropiați, dar noi nu neapărat îi cunoșteam. Da. Și îmi spuneau că era omul care găsea cuvânt bun pentru fiecare, la momentul potrivit, și avea urechi pentru fiecare să-i asculte. Uh-huh. Îmi doresc foarte mult să pot fi și eu ca ea. Asta e una din dorințele mele mari. Te întrebasem ce se cânta la voi în familie? Se cântau cântece românești. Adică ce ascultam eu? Cernaclu Flacăra, Hrușcă și Șeicaru, Victor Socaciu. Erau mulți. Păunescu, da, tot ce era mult, de Păunescu. Mult, în general, din Cernaclu. Se ascultau artiști locali. Lazariuc, Noroc. Iurie Sadovnic. Iurie Sadovnic, exact. Părinții mei erau... au iubit limba română atunci când nu era la modă să iubești limba română. Și am vorbit întotdeauna în română în casă și am cântat în română în casă. Se cânta de toate. Tatăl meu, dintr-o familie cu 6 frați, unde cântau toți, și avea impresia că ești într-un concert din ăsta de cor, unde se cânta pe mai multe voci, era foarte frumos. Multă muzică populară. Din ce sat? Din ce localitate? Tatăl meu este din Puhoi. Buhoi, deci toți sunt de lângă Chișinău. Exact, și de aproape, uh-huh, de Chișinău. Se cânta multă muzică populară, multă muzică folk, romanțe. Deci de aici ți-a venit, ai moștenit tu vocea și dragostea pentru muzică. Probabil că da, vocea bun, ți-o dă Doamne, dar dragostea pentru muzică sigur din familie, pentru muzică, pentru artă. Pentru tot ce înseamnă frumos și lucruri care hrănesc sufletul. Trebuie să le spună celor de acasă un secret, că Otilia cântă ori de câte ori are ocazia, și când e bine și când e rău, dar cel mai des. Deci nu este o zi de naștere din viața ta la care să nu fi cântat pentru invitații tăi, pentru prietenii tăi.
Este foarte frumos. Poți să te rog să ne cânti ceva acum, uite, nepregătit. Încerc, dar vreau să vă mai povestesc o istorie înainte de asta. Se apropie la un moment dat băiatul meu de mine și zice, mami, tu ești bine, totul e în regulă, știi? Și eu mă uit și zic, da, dragul mami, totul e ok, care, de ce mă întreb, știi? Păi tu de câteva zile nu cânti, știi? Wow. Și mi-am dat seama că eu, de fapt, fără să-mi dau seama, cânt prin casă, că asta e, așa e viața mea, eu și muzica, știi? Și cânti când ți-e bine sau și când ți-e rău? Cred că întotdeauna, dacă... Sau probabil când e rău mai puțin, dacă observați dacă observat băiatul meu când am cântat, da, nu știu. Ok, să vă cânt. Hai. Nu m-am pregătit să cânt. Știu. Și n-am cântat niciodată pentru public larg. Dar o să vă cânt o melodie populară care s-a cântat mult în casa mea. Și sună cam așa. Săraca inima mea, săraca inima mea, iar o prinsă mă dure, iar o prinsă mă dure, hai, hai, inimă, hai, la multe rele mă dai, hai, hai, inimă, hai, la multe rele mă dai. Cam așa. O să te mai provoc, hai să mai cânti, mai gândește-te. Da, 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 eu știu că știi și poți să cânti și rock și... Cânte cu întotdeauna descărcare pentru mine, apropo. Foarte frumos. Asta e stress managementul meu, cânt. Stress management. De ce te-au numit Otilia? De la Enigma Otiliei? Nu. Nu? Să vezi că nu, dar eram atât de sigură. Toată lumea mă întreabă, Enigma Otiliei, nu. Nu. De fapt, eu trebuia să mă numesc Angelina sau Angelina, ceva de genul ăsta, slavă lui Dumnezeu, că s-au răzgândit părinții mei. Frumos nume, dar nu-l văd de lipit de tine. Categoric nu. Dar am avut noroc că s-a uitat mama mea odată la, nu știu ce, concurs internațional, olimpiadă sau ceva de genul ăsta și era o sportivă din România pe care o chema Otilia. Și așa am avut norocul să fiu Otilia. Să fiu Otilia, da. Părinții tăi au divorțat la ce vârstă? Câți ani aveai tu? Aveam 23 părinții? De ani. Erai mare. Și cred că au întârziat un pic. Pentru că sunt de părere că atunci când doi oameni se îndepărtează și nu mai merg într-un pas, nu se mai uită în aceeași direcție, nu le bat inimile în același ritm, e mai bine să se ia decizia la timp decât să o întinzi. Mai ales că, de obicei, ce se întâmpla pe vremuri? Oamenii stăteau împreună datorită copiilor. Cea mai mare greșeală pe care o poate face un cuplu, pentru că copiii văd, simt mult mai multe decât ne dăm noi seama. Așa că, da, au divorțat când aveam 23 de ani. Nu pot să spun că nu a fost greu, dar a fost alegerea lor și a fost una corectă din punctul meu de vedere. Ați avut de suferit voi copiii, voi sunteți 3 copii în familie, ați avut de suferit din cauza acestei iubiri care s-a trecut la ei doi? Cel mai mult fratele meu, pentru că așa s-a întâmplat că a rămas practic cumva singur când nici eu, nici sora mea nu mai eram acasă, dar te afectează oricum. Dar nu pot spune că a fost o tragedie pentru noi. Adică nu au fost certuri vizibile, scandaluri? Până la divorț, da. Pentru că atunci când o relație șchiopătează, da, și se deteriorează, oamenii ajung să se certe. Asta este, se întâmplă. Dar momentul divorțului n-a fost o tragedie pentru noi. Deci consider că divorțul este o chestie chiar recomandată în momentul în care nu mai există soluție. De ce să pierzi timp? Unica ce cred că e bine să ne asigurăm, că am făcut tot ce putem. Să nu renunțăm ușor, pentru că acum e un fel de trend. Și deja tinerii nu mai foarte luptă. Foarte repede cedează. Da, foarte nu mai luptă. Da. La prima criză, gata, au renunțat. Da, așa e. E bine să încercăm să depunem efort. Dar dacă nu merge, nu merge. De ce să o... Să forțăm nota. Să forțăm ceva ce nu merge. Exact. Și să insistăm într-o nefericire dublă. Continuă da. Și dublă. Absolut. Dar părinții tăi s-au recăsătorit ambii după divorț. Doar mama. Doar mama. Da, doar mama. Dar sunt sigură că și tata a fost fericit. Așa?
doar că nu a oficializat această fericire. Da? Deci au mai dat șansa la a fi fericit și absolut. Cred că au fost. Erau tineri și frumoși. De ce ce vârstă aveau părinții de când au divorțat? Mama avea 45, cred. Și tatăl meu era cu 3 ani mai mare decât ea. Adică okay. Erau deci tineri. Erau în floarea vârstei. Exact, frumoși. Exact, da. Otilia, vreau să mai vorbim despre părinții tăi, dar vreau mai întâi să luăm o pauză de publicitate, dacă nu te sigur. Publicitate. Revenim în câteva minute cu Otilia Drăguțan. Neredactat. Cu Rodica Ciolănică. Bună seara! Bună seara! Bună seara! La Neredactat! Bună seara! Bună seara! Bună seara! La Neredactat! Bună seara! Bun venit! Plusul e că este că la TV se vede bine fiecare care vine. Plusul soartă, plusul gând, plusul soartă cu oameni. Dragii mei, am revenit în toată o neredactat. Vă amintesc că suntem cu Otilia Drăguțan, în primul rând prietena mea și mai departe antreprenor, business trainer și multe alte lucruri. Femeie, mamă. Femeie, mamă, toate. Da, femeie, mamă, soție, de toate. Ca orice femeie. Rămăsesem la părinții tăi și la faptul că fiecare și-a mai dat șansa la a fi fericiți mai departe, chiar dacă o relație nu a mai mers. Și voi ați acceptat asta? Voi copiilor cumva i-ați susținut în această decizie? Absolut. Eu eram suficient de maturi deja ca să ne dăm seama că este alegerea lor și nu avem noi. V-au comunicat împreună despre acest lucru? Știu că nu mi-amintesc. Nu ți-amintești acest moment? Nu mi-amintesc deloc momentul ăsta. Uh-huh. Dar n-a fost o surpriză pentru noi. Adică și n-a fost o tragedie. Era de așteptat cumva și așa că nu pot să zic că a fost un moment marcant, așa cum se întâmplă în alte cazuri, când sunt poate copii mai mici, când e mai bruscă, nu știu, ruptura asta. Uh-huh. La noi a fost destul de natural. Dar tu ai fost fata tatei? Da. Mi-amintesc că am făcut niște ani în urmă poze cu tine și cu tatăl tău. Este ultima ședință foto pe care am făcut-o cu tatăl meu și să știi că te-am pomenit de foarte multe ori. Așa. Când m-am uitat în acele poze. Sunt o amintire extrem de prețioasă pentru mine. Da. Eu mă pot felicita că am luat decizia corectă, dar cel mai greu a fost să-l conving pe tăticu, că lui nu-i prea plăcea să fac poze. Evident. Dar bine că am reușit și am pozele alea care sunt absolut superbe în primul rând, în al doilea rând sunt o amintire frumoasă cu el. Ai avut momente în care să stai tu cu el de vorbă, să-ți dea niște lecții de viață sau niște, să spună printre rânduri niște lucruri? Tatăl meu era o persoană foarte reținută. Nu spunea multe. Dar au fost câteva momente în care a fost important să citesc printre rânduri, că nu le spunea direct, știi? Dar sunt câteva momente în care lecțiile transmise de el le-am reținut, știi, și le-am folosit în timp. Dar cel mai important lucru pe care l-am învățat de la el este dragostea de țară. Dragostea de neamul ăsta din care facem noi parte. Și asta e o chestie cu care o port cu mine și o transmit mai departe și copiilor mei. Câți ani sunt de când a plecat tatăl tău? Tu știi că nu mai țin minte exact. Sunt vreo 6-7? Mai mult. Mai mult? Cred că vreo 8. Mi-amintesc că am fost atunci la Biserica Universității. Exact. De acolo l-ai petrecut. A fost un șoc pentru noi că a plecat brusc. Da, ce a fost? Amintește-mi ce a fost. A fost și la el o luptă? A făcut un stop cardiac brusc
Și spun că pentru mine a fost greu, pentru că văzusem câteva zile înainte. Da. Era ca tânăr și frumos ca un brad, știi? Dar asta este viața, ce se face. Astăzi suntem, mâine nu suntem. Întotdeauna trebuie să ne gândim ce se întâmplă dacă mâine nu mai vine. Acum câteva luni ți-ai petrecut și mama pe ultimul drum. După o luptă cu cancerul de câțiva ani. Da. Câțiva ani buni. Șase ani. Și a fost o eroină în această luptă, mama ta. Știu că într-un moment renunțase la medicamente, la chimioterapie și încercase ea să lupte de una singură prin altfel de alimentație, prin alte metode. Da, mama mea a fost o femeie cu o demnitate și modul în care a plecat a fost la fel de demn cum a și trăit. Atunci când i s-a pus diagnoza, a decis să nu facă tratament deloc. Uh-huh. Oricât am încercat noi să insistăm și să o convingem. Ce fel de cancer? Ce formă de cancer a avut? Cancer la sân. Și așa a decis ea. A fost decizia ei. Am încercat să o convingem, dar până la urmă am renunțat pentru că am înțeles că nu poți influența omul într-o decizie pe care poate el o simte. Simte că trebuie să fie așa și nu altfel. Dar e necruțătoare această boală și a revenit. A revenit peste câțiva ani. Deja într-o formă mai gravă. Mai agresivă. Da. Și ultimul an a fost practic marcat de această luptă a ei și noi alături de ea. Și ea știa că nu mai poate fi salvată. Era cumva împăcată cu finalul? Poți să te împaci cu... Cred că da. Condamnarea asta. În ultimii ani am avut impresia că încearcă să le facă pe toate, să le reușească, știi? Uh-huh. Parcă simțea cumva că se apropie sfârșitul. Și avea o energie pe care eu nu înțelegeam cum poți să fii atât de energică și de pozitivă și de bine, avea momentele ei de disperare. Nu poți să nu le ai într-o asemenea stare, dar era foarte energică și pozitivă și peste tot vrea să le reușească pe toate. Dar spre sfârșit, deja ce am văzut la ea a fost credința. Credea foarte tare în Dumnezeu, în faptul că există o lume unde pleacă cei de aici, în altă parte, și m-am bucurat pentru această credință a ei, pentru că sunt sigură că în așa situații doar credința te alină. Îmi pare rău pentru pierderea ta și a voastră. Suntem cu toții datori cu o moarte, știi, este așa o vorbă, dar e cruntă senzația că ești orfan. Dar asta este, mergem înainte. Te simți mai singură de atunci? Mult. Mult mai singură. Noi nu știm să ne prețuim părinții. Și suntem mereu ocupați și avem treabă și așa importanți. Și când ei ne cer un pic de atenție sau un pic de timp petrecut cu ei, nu considerăm că este o prioritate. Păi ce pot să vă spun eu acum când nu-i mai am lângă mine? Cred că asta trebuie să fie prioritatea numărul 1. Da, te simți mult mai singur. Pentru că nici nu-ți dai seama atunci când sunt lângă tine ce sursă de calm, de siguranță, de energie sunt părinții tăi. Așa că prețuiți-vă părinții. Piesa aceea o știi, nu? Enigmatici, cum ești? Sigur, bineînțeles. Credană? A, dar nu, că mă apuc de bocit. Nu. Îmi curge machiajul. Mai de ce să mergi la Iași să faci studii? A fost o întreagă... Era un trend atunci? Da, dar să știi că a fost o decizie, de fapt, a tatălui meu, pentru că m-am dus aici să fac studii. Așa. La început, am făcut un an aici. Așa. Și la, nu știu, cred că câteva luni, m-am trezit că de la anumite lecții m-au eliberat, că... Nu știu, știam prea bine unele lucruri, habar n-am, nu mai mi-amintesc exact care era faza. Și tatăl meu m-a văzut odată acasă și mă întreabă, dar tu nu ești la lecții? A doua oară... Erai la limbi străine? Da, la engleză germană. Uh-huh. Și am zis fata tatei, s-a așezat așa lângă mine și a zis să știi că de la anul te duci tu în România să faci carte. Că aici că văd că aici stai mai mult pe acasă. Și a fost o decizie foarte, foarte bună. Și foarte benefică pentru mine.
eu eram destul de încăpățânat, așa, era destul de greu să mă faci să merg într-o direcție unde nu-mi doream sau să fac ceva ce nu-mi doream. De exemplu, tatăl meu și-a dorit foarte mult să fac economie. Și i-am zis că atunci când va trebui să mă învăț în număr bani, o să mă învăț. Dar eram pasionată de limbi străine și de asta facultatea am făcut anume la limbi străine. Dar ai pus pe balanță și ideea de a merge la Academia de Muzică, de exemplu? Sau nu ai făcut muzică profesionist niciodată? Nu. Nu știu de ce, nu m-am gândit niciodată la muzică ca o adică carieră. Adică un vis de cântăreață a fost așa, un vis copilăresc. Da, exact. Atunci când am crescut un pic și am început să înțeleg ce vreau, nu mă vedeam pe scenă. Nu, altceva. Okay. Erau alte lucruri pe care vreau să le fac. Iașu a fost o revoluție pentru tine sau nu chiar? Iașu a fost o descoperire. Pentru că, unu, departe de casă, ajungi să-ți pui întrebări pe care... Acum apare foarte aproape, când ne-am urcat în mașină și ne-am dus, Atunci părea foarte în departe. În anii 90, nu? Da. Părea foarte departe pentru că nici nu era așa accesibil. Deci ai cu trenul? Cu autobusul. Cu autobuzul. Dar și pentru că nu era un lucru așa de des întâlnit ca să se ducă, să se ducă în altă parte copiii, cum se duc ai noștri. Da. E o chestie frecventă să vezi că învață peste hotare. Acum, atunci nu era așa de des întâlnită această situație. Abia se deschiseseră hotarele astea. Exact. Către România. Iașu mi-a plăcut foarte tare. Era ca o lume nouă pentru mine, dar și a fost o posibilitate de exprimare într-un alt mediu, cu alți oameni. Era altfel. Și m-a învățat foarte multe viața la Iași. În cămin, cum erau toți studenții pe atunci, a fost și vesel. Câte fete erați în cameră? Patru. Patru fete, toate din... Republica Moldova? Da, din Basarabia, se spunea Basarabia. Atunci. Și m-am învățat eu atunci să-mi gătesc, m-am învățat să am grijă să strâng din urmă că era lumea în jur și nu puteai să lași lucrurile unde vroiai tu. Multe lucruri m-am învățat atunci. A fost o experiență faină, Iașu. Și vii drag și acum. Mă întorc de fiecare dată cu plăcere la Iași. Înainte să aterizezi așa cu picioarele bine la Chișinău, mai ai avut o experiență peste hotare? Deci deja căsătorită fiind, ai avut un job În Serbia. În Belgrad. Serbia. Am locuit 5 ani în Serbia. Asta, în cum Serbia. A fost această experiență pentru tine? Relaxantă. Pentru că lucram de la distanță. Și cu mult înainte de pandemie, cred că am fost una din puținele persoane care la acea perioadă lucra de la distanță. Știi ce mi-a plăcut acolo? Că eram într-un mediu unde nu mă urmărea nimeni. Aici, oricum, când ieși din casă, trebuie să ai grijă cum arăți, că nu știu, te mai întâlnești cu cineva. Și acolo nu exista această preocupare. Și îți oferă un anumit nivel de libertate. Și m-am învățat, nu că m-am învățat, dar am ajuns acolo să mă bucur foarte mult de momentele în care ieșeam în oraș și beam o cafea singură. Citeam o carte la o cafenea singură. Ce frumos! Era fain. Și, în general, Belgradul, ca oraș, e un oraș foarte, foarte ofertant și frumos și merită să-l vizitezi, dar mai ales să ai norocul dar să trăiești. Dar ai venit și acum acolo, după amintiri? Sau pentru că mă duc cu Luca. Cu Luca, pentru că el era foarte mic când am plecat și a stat 6 ani. Primii 6 ani din viața lui, el a trăit acolo. Uh-huh. Și pentru el e ca un fel de casă. Uh-huh. De exemplu, chiar și anul ăsta de ziua lui, am fost să sărbătorim acolo. Apropo, tu ai cu copiii tăi o comunicare mai strânsă decât părinții tăi cu tine? Este total Absolut. Diferit, nu? Absolut. Vorbești foarte mult și cu Luca și cu Mia. Noi am avut norocul să fim părinții dintr-o altă generație, dintr-o nouă generație. Pentru că sunt sigură că și tu cu Paula vorbești mult mai mult decât părinții ai vorbit cu, mine. Cu părinții tăi. Da. Noi vorbim foarte mult și nu întotdeauna pentru ca să le spun eu ceva sau că să mă întrebe ei pe mine. De foarte multe ori întreb eu pe ei. Și pot afla niște lucruri și primi niște răspunsuri valoroase pentru mine de foarte multe ori. Dar vorbesc mult cu ei pentru că mă interesează cum se simt. Nu atât ce fac, pentru că ce fac oricum îmi spun. Dar cum se simt e... Asta contează. Da, foarte mult. Și mi se pare extrem de important pentru orice părinte să știe cum se simte copilul lui. Dacă se simte singur, dacă se simte...
nu știu, confuz, stresat, anxios și așa mai departe. E o chestie. Apropo, Luca importantă. Este în prima lui toamnă la universitate. A plecat, exact. Este în Olanda. Da, cum da. Se simte? Se simte bine. Eu mai puțin. N-a fost foarte ușor să să las, știi? Mă gândeam a fost că alegerea fiu... lui să plece în Olanda? Da, și a fost și încurajarea mea. L-am încurajat întotdeauna să facă exact ce vrea el. Vrea în Olanda, în Olanda. Dacă ar fi zis că vrea să se ducă la capătul pământului, acolo l-aș fi încurajat să se ducă. Contează ca copiii noștri să fie fericiți, nu? Da, și mai ales că am încredere în alegerile pe care le face el. Atunci când am încercat să-l întreb, ok, ce facultate vrei să-ți alegi, mi-a dus așa o foaie cu un tabel așa. În care scriau toate facultățile potențiale și în partea asta scriau avantaje? Toate lucrurile pe care le caută el la o facultate. Și am zis, dragul mami, n-am ce să-ți spun. Și ce ales până la urmă? IT. IT. Face IT, da. Și se simte ok. Pentru mine a fost un pic stresant. Primele două săptămâni aveam impresia că e goală casa și, nu știu, pe o insulă pustie, ceva de genul ăsta. Dar lui este bine și asta contează cel mai mult. Acum deja m-am obișnuit cu gândul că nu și e Mia? Lângă mine. Mia cum a trecut prin, cum trece prin asta, fără frate, a scăpat de fratele ei, este liberă? Nu. Suferă, așa e? Vai de mine. Erau foarte atașați. Erau apropiați. Când erau mai mici, au trecut și ei prin faza prin care trec toți frații și surorile. Mi-amintesc că... E tachinare? Da, era el adolescent și avea nevoie de spațiu mult, cum au toți, nevoie toți adolescenții. Iar ea era mai mititică și tot vrea atenție. Și auzeam, ieși afară! Îl certam că nu-i frumos să vorbești așa cu sora ta, dar îl înțelegeam și pe el, că vroia și el o clipă de liniște pe care nu o găsea nicăieri în casă. Dar mai târziu au devenit prieteni. Și dacă îndrăzneam să-l cert pe unul dintre ei, Doamne, cine mai lua apărarea celălalt, știi? Și de asta pentru ea nu e un moment foarte ușor. Ea e destul de... a fost destul de tristă când a plecat el, dar asta este. Fiecare își urmează calea, trebuie să ne învățăm să acceptăm toate etapele din viață. Da, foarte mulți părinți de adolescenți trec prin faza asta în care sunt respinși cumva de copiii lor, nu vor să le spună nimic, se închid în cameră, stau cu gadgetul. Voi ați avut așa ceva în casă? Ați avut perioada asta și voi? Am avut un moment cu Luca. Cumva devenisem mult mai reținut și m-am gândit că poate să aibă legătură cu faptul că cu separarea de părinte și dar am stat de vorbă cu el și mi-a explicat că într-o relație sunt doi oameni. Contează și necesitățile tale să fie cumva satisfăcute, dar și aceleilalte persoane și eu ca mamă am nevoie din când în când să-l îmbrățișez, să mai stau cu el de vorbă și m-a înțeles. Chiar dacă era da, avea, cred că vreo 14 ani când se întâmpla chestia asta, dar m-a înțeles și a doua zi dimineața a venit așa foarte simpatic și când îmi zicea bună dimineața, așa cum am zice, bună dimineața și m-a pupat pe frunte, așa ca un... Tu ești chiar o foarte bună vorbitoare, mai ales cu adolescenții și Pauli îi plăcea să vorbească cu tine în mod special și putea să-ți spună mai multe decât îmi spune mie. Dar știi de ce? Că mie mi-e dragă de ei. Și îmi place să-i ascult. Și ei au nevoie să vorbească și atunci când găsesc pe cineva care vrea să-i asculte, ești fericit. Super. E ce muzică ascultă? Ce muzică preferă ei? Noi ascultăm multă muzică rock. Adică, practic, doar muzică rock. Da, de la, nu știu, poate rock and roll și până la rock greu. De la Beatles, Doors, până la Rage Against the Machine și Slayer și chestii de genul ăsta. Să vezi ce playlist am eu în mașină. Și ascultați aceeași muzică, ești foarte aproape de ei. Și prin muzica pe care o ascultați. Eu mai ascult și alte genuri pe care ei nu le ascultă, dar eu ascult muzica lor, categoric. De la mine au învățat. Frumos, să iei cu tine atunci când vrei să evadezi, pentru că ți-ți plac aceste evadări în natură. Uneori îți poți să iei cu tine, să inviți sau ai nevoie de timpul tău atunci? Sunt două lucruri separate. Da. Timpul cu copiii are un rost și altceva. Timpul cu mine e pentru mine, pentru că uneori simți că ți ies aburi pe urechi, știi? De la atâta informație și gândit și oameni și activitate. Vreau să vorbim un pic despre ideea asta de persoană publică.
Tu ești o femeie văzută, cunoscută, persoană publică. Care este partea frumoasă și partea mai tristă a acestei medalii? Mai neplăcută? Am fost și eu surprinsă la un moment dat să văd cum pot fi percepută, știi? Mi s-au spus de toate. Și că sunt cu nasul pe sus și arogantă și nu știu ce. Că sunt rece și așa, că de toate. Dar mă bucur foarte mult că sunt suficienți oameni care mă cunosc și știu cum sunt cu adevărat. Cei care mă cunosc mai puțin și au și ei o părere așa de la distanță, să fie sănătoși. Nu poți să influențezi pe toți să gândească despre tine așa cum vrei tu. Știi? Partea frumoasă a vieții publice este că ai voce. Poți fi auzit, poți spune ce crezi, poți influența pe cineva poate. Partea mai puțin frumoasă este că obosești și uneori îți vine să te ascunzi sub o piatră, să nu te vadă nimeni. Mie îmi plac oamenii, îmi place să fiu cu ei, dar uneori rigorile astea ale vieții publice mă fac să vreau să nu mai fiu așa de publică. Ai avut de suferit din cauza statutului de persoană publică? Păi da, dar ca să nu ai oameni care te critică, trebuie să nu faci nimic. Și nu este despre mine. Adică în pofida oricăror critici o să fac exact ceea ce știu eu că am de făcut. Cui îi place bine, cui nu, și mai bine, știi? Cred că oricine face ceva care e vizibil și pot fi priviți dintr-o parte, vor fi și urâți de cineva sau, nu știu, criticați, comentați. Dar mă bucur foarte mult că sunt suficienți oameni care își caută frumușel de treabă și pentru care nu contează așa de mult ce scrie sub o postare, știi? Dar sunt pagini în viața ta care te-au făcut să suferi? Multe. Sunt urcușuri și coborâșuri în viața oricărui om. Că dacă ar fi totul doar roz, ar fi fain, dar nu e posibil. Cea mai mare, cea mai grea perioadă a fost pierderea părinților. Și atunci mi-a fost cel mai greu. În rest, a fost tot felul de perioade, dar am trecut cu susținerea oamenilor dragi peste toate. Și atunci când mi-e greu, vin la tine să mă plâng. Și mă bucur că sunt oameni care mă pot asculta și mă pot susține. Și vor fi multe perioade dificile. Nu mă aștept să fie totul, știi, să meargă așa ca pe unt. Sunt dealuri și văi. Ți-am promis la începutul acestei emisiuni, a fost o condiționare să nu vorbim despre relația ta de cuplu, despre Dorin. Doar o singură întrebare mi-o permit și îmi răspunzi dacă vrei sau dacă nu, nu. Cât de mult te-a afectat istoria cu Dorin pe care nu avem voie să o atingem pe tine personal, ca persoană publică, ca Otilia Drăguțan? Răspunsul meu nu o să te surprindă deloc. Nu. Nu vreau să vorbesc la acest subiect. Ok. Și în general, asta nu este un subiect pe care sunt dispusă să-l abordez. Ai avut de suferit de pe urma hate-ului din alte situații? Nu mă afectează. Că există, probabil că da. După cum ziceam, trebuie să nu faci nimic ca să nu fie cineva pe care deranjezi din diferite motive, știi? Și trebuie să nu ai poziție, să nu ai opinie, ca să nu existe cineva care are o opinie contrară și va fi foarte vocal în a-și exprima opinia contrară. Dar nu pot să spun că mă deranjează foarte mult. Nu mă afectează. Dar nici nu cred că ai avut foarte multă parte de hate. Sunt ocazional, sunt, bineînțeles. Poate a fost și acea situație când ai încercat să, sau când ai fost invitată pe lista unui partid și ai câștigat și un mandat de deputat în Parlament. Exact, da. Și ai renunțat. Deși, cum ai zis tu mai devreme, puteai fi o voce distinctă și ești o voce. De ce ai renunțat acel statut de deputat? Ți-aducea o mulțime de beneficii. Pentru că nu era pentru mine. Eu l-am acceptat din prima pentru că am avut speranța sau mi-am dorit să fac ceva pentru oamenii de afaceri, pentru business. Dar mi-am dat seama foarte, foarte repede că nu este pentru mine. Eu sunt omul acțiunii,
Și pentru mine este important să fiu întotdeauna în mișcare și în acțiune și să fac lucruri. Și poziția aceea nu era de acest gen. Se potrivea. Nu, categoric nu. Și îmi pare oarecum rău că nu mi-am dat seama mai devreme, știi? Dar n-a fost foarte mult timp pierdut, a fost și asta o experiență. Pe de o parte am încercat, dar categoric nu este pentru mine. Mi se pare că atunci când accepti să, da, să ai o activitate politică, îți face o iluzie că poți fi o voce, că poți decide tu, că poți avea o părere. Dar când ești într-o echipă, părerea ta trebuie să fie părerea echipei. Trebuie să coincidă și atunci e complicat. E complicat să ai această verticalitate cu care te-ai pornit de acasă, nu? Nici măcar nu neapărat despre asta era vorba. Era vorba mai mult despre faptul că sunt obișnuită de la începutul carierei mele să transform ideile în realitate rapid. Deci mi-a venit ideea, am pus osul la treabă, am răsflecat mânecile, am muncit și am realizat. Și atunci când faci parte dintr-o echipă, acest lucru este mai puțin posibil. Chiar m-am obișnuit să fiu my own boss. Și asta vine și cu responsabilitate enormă, dar și cu foarte multe drepturi și asta este alegerea mea. Făcând atâtea lucruri, ți s-a întâmplat vreodată să vrei să renunți la unele dintre ele în favoarea altora? De foarte multe ori. Și asta este o problemă pentru mine. Eu și renunțatul suntem compatibili. Nu poți. Da, dar tu știi că am înțeles în timp că e important să știi să și renunți. Atunci când ai făcut un pas pe o cale și nu-i calea ta. Pentru libertatea ta, exact, pentru confort. Nu-i calea ta, nu merge, nu este așa cum te-ai așteptat. Așa că asta e un lucru pe care îl învăț așa în ani. Să spun, nu e pentru mine, nu vreau asta, vreau altceva. Știi? Dar rar mi se întâmplă să pot să face lucrul ăsta. Da, de obicei mă încăpățânez și pot să zic... Mergi până în pânzile albe cu o idee sau cu un proiect. Absolut. Până acum... De fiecare dată a funcționat mersul până în pânzele albe. Care sunt sursele tale de informare? Poate putem să facem un top 5 cărți, de exemplu, pentru cei de acasă? Dacă vorbim de dezvoltare personală și de cărți care ne inspiră, ne motivează, ne ajută pe parcursul nostru. Top 5 cărți, nu știu dacă aș putea poate să fac. Cărți, poate da, mă informez autori. Urmăresc unele personaje da, din domeniul ăsta. Mai puțin locale, mai mult nivel internațional. Citesc mult despre dezvoltare personală, profesională, de toate felurile. Dar să știi că înveți și de la oameni foarte mult. De la oameni simpli, de multe ori, pe care îi întâlnești în cale. Surse sunt foarte multe. Trebuie să vrei doar să înveți, știi? Să-ți dorești lucrul ăsta. Nu facem top 3 nu, sau 5? Sau... Nu neapărat. Există nu. Un personaj... Sunt cărți din engleză și nu știu dacă ar... Există un personaj local care îți place cum a evoluat în ultimii ani? Sau pentru că noi tot timpul trebuie să ținem cont de tendințe, să fim un pas cu timpul, să ne ancorăm la ce se consumă, la ce produs vrea publicul și ne ajustăm și ceea ce facem noi în timp. Sigur. Sunt mai multe persoane pe care le admir pentru parcursul lor și nu pot spune că neapărat le urmăresc pe rețele pentru că n-am timp pentru asta, dar sunt multe persoane care au reușit să-și atingă scopurile și asta este un lucru pe care eu mi-l doresc pentru mine și îl admir la alții. Vrei să-ți spun câteva nume? Da, aș vrea dacă nu ești împotrivă. Mă admir foarte mult pe Lucia Berdos pentru tot ce face ea și pentru disciplina pe care știu că o are pentru că mi-este și ea prietenă. O admir pe Alina Andreuță pentru parcursul ei fulminant și evoluția fulminantă în ultimii ani și pentru hotărârea și curajul ei. O admir pe Olga Țăpordei pentru perseverență și pentru că a fost una din primele persoane care au fost așa de prezente pe rețele și foarte vocale. Pentru mine este o uimire puterea Olgei de a trece prin fenomenul ăsta de care vorbeam mai devreme, prin hate. Are parte de foarte multă admirație, dar și de foarte mult hate. Toți care sunt publici au parte de hate. O admir pe Veronica Chiriac pentru afacerile superbe pe care le-a dezvoltat. În zona Horeca.
Exact. Sunt multe persoane. Da, frumoase sunt, alegeri. Exact. Mi-s dragi. Mulți oameni, mă inspiră multă lume în jur și sunt unul din oamenii norocoși care adună oameni în jur și sper că le dau și eu ceva, nu doar ei mie, că ei mie sigur îmi dau multe. Dar cum te împaci cu zona asta Instagramului, a influencerilor, pentru că toți avem nevoie să fim prezenți acolo, dar nu totdeauna ne place. Și cred că tu ești în, faci parte din categoria asta care nu neapărat vrea să fie acolo, dar trebuie. Da, nu da. Pot să zic că mă simt sau simt nevoia foarte des să fiu prezentă pe rețele. Sunt cazuri când am ce spune. Sunt momente când mă trezesc dimineață cu o idee și trebuie neapărat să o scriu și să o împărtășesc. Aș vrea, cred, să fiu puțin mai prezentă decât acum, dar da. Sincer nu mi-ajunge timp. De asta le și admir pe acele persoane care reușesc să fie așa prezente. Dar urmăresc persoane prezente pe rețele de peste hotare care au conținut. Este mai puțin important această prezență care arată stilul de viață, lifestyle. Nu mă interesează atât de mult unde a fost o persoană sau ce a mâncat. Dar mă interesează oameni care au conținut, care au ceva de spus, care au făcut ceva, care au ceva în spate și au conținut. Nu ți se pare acum că cu noua construcție a lumii, oamenii care au ceva de spus sunt mai puțin auziți decât oamenii care nu au nimic de spus? Da, și din păcate. Și încurajez toți oamenii din jur care au ceva de spus să spună, pentru că de obicei, anume la cei oameni care au de spus, apare complexul impostorului și apare modul ăsta de a gândi. Dar de ce ar trebui lumea să mă asculte pe mine? Dar ce am eu așa de valoros de spus ca să fiu ascultat? Știi? Și din potrivă, cei care au mai puțin conținut au mai mult tupeu și mai mult curaj să iasă și să fie prezenți, omniprezenți uneori. Da, oamenii care au de spus nu au timp să spună. Sunt foarte ocupați. Exact. Iar oamenii cei care nu au nimic de spus au tot timpul din lume. Absolut, este o vorbă tare faină că oamenii se împart în două categorii, știi? Oamenii care fac și oamenii care vorbesc. Cei care fac n-au timp să vorbească, cei care vorbesc nu au timp să facă. Zi-mi, te rog, că tot se apropie de Moldova Fashion Days, câte branduri vor participa și ce va fi diferit de data asta la Chișinău Arena? Vor fi 15 branduri, practic cam ca de obicei. Și întotdeauna e ceva diferit. La noi la avem fiecare eveniment. Sau... Nu, e un eveniment în stil minimalist, așa, cu mai puțin decor decât se obișnuiește de obicei. Ne dorim ceva care să semne mai mult cu podiumurile din afară. Ceea ce întotdeauna urmărim este să avem pe podium designeri noi, tineri designeri. Și de această dată vom avea colecțiile unor designeri tineri frumoși și talentați. Și mai avem și multe alte lucruri de făcut între timp, pentru că Moldova Fashion Days, fiind unul din proiectele cele mai vizibile, cumva s-a lipit de noi și de identitatea noastră, dar sunt multe alte lucruri pe care le facem. Care este relația ta cu Dumnezeu? Cum îl numești, Dumnezeu sau, nu știu, Universul sau... mi se pare mai puțin important. Așa? Cred în forța superioară, care este acolo și care ne susține, ne ajută, ne ghidează. Asta da, cred. Fără credință, cred că ne-ar fi foarte, foarte greu. Tu ai frici? Știam cândva de niște frici de ale tale, dar bine, nu, e o chestie de prietenie. Acum, ai frici? Otilia Drăguțanu are frici? Sigur. Da, de ce te temi? Dacă mi-arăți un om care nu are nicio frică, cred că o să mă închin așa până în pământ în fața lui, dar nu cred că există. Da, am multe, multe frici. Dacă vorbim de frici din astea mai, cum să zic, concrete și mai banale, mi-e frică de înălțime, mi-e frică de moarte, mi-e frică uneori de ziua de mâine, depinde în ce stare sunt, știi? De ziua de mâine, adică de sărăcie, de da, nu știu da, ce? Da, de ce o să fie mâine, pentru că nu știi niciodată cum o să-ți fie și cum o să-ți meargă mâine și dacă o să fie pace sau război. Exact, acum în ultimul timp a apărut și preocuparea asta. Pandemia a schimbat foarte mult în modul în care noi privim ziua de mâine. Așa că ce îmi rămâne este să mă învăț să le gestionez și să trăiesc cu ele, știi? Să am credință, încredere, să privesc luminos spre viitor
Crezi în puterea gândului? Da, da? Categoric. Categoric. Eu cred în faptul că în responsabilitatea noastră pentru tot ce ni se întâmplă. Asta este practic unicul lucru pe care o putem controla, pe noi. Așa că da, cred în puterea gândului. Dacă ai trimite acum un gând în univers și îmi crede că ai puterea ca acest gând să se materializeze, care ar fi? Ar fi să primească toți ceea ce vor. Nu e prea periculos? A, da, adevărat. Da, stai că unii nu au limite. Nu m-am gândit la asta. S-ar putea cineva să nu vrea, să nu fie așa de bine intenționat ca noi cu tine, știi? Da. Înseamnă că nu. Nu, hai să ne gândim la alt gând. Să le fie bine tuturor, nu știu. Abar n-am. Pace, pace, liniște. Sănătate, pace, liniște. Liniște în suflet. Așa să fie. Otilia, îți mulțumesc tare mult. Mersi ție. Am niște mici cadouri pentru tine. Am un buchet de flori de la OK Flora și niște cosmetice de la Ana Lotan. Mersi. Mersi tare mult. Asta o spun aici. Da, da. Asta e pentru mine. Da, poți să te uiți ce ai acolo. Chiar vreau să deschizi. Vreau să văd ce ți-au pus partenerii noștri. Dacă sunt foarte prioasă. Ana Lotan. Așa, așa. Așa. Așa, ce bine arată. Tocmai da, te invidiez. Foarte elegant, așa. Da. Prezentare. Da. Zici că nu te duci acasă așa cu mâna goală. Unboxing se cheamă mai recent chestia asta. Unboxing, ok. Nice. Mulțumesc. Așa, și, draga mea, și tu ai și un cadou pentru mine, un autograf, te rog. Cu drag și cu plăcere. Te rog mult. Și să le transmiți salutării mie și lui Luca. Transmit. Așa. Stai să mă gândesc să-ți transmit un gând. Da. Din ala cu puterea. Dragii mei, am încheiat aici interviul cu Otilia Drăguțanu. Sper că ați luat niște sfaturi care vă fac viața poate mai ușoară, poate mai luminoasă, poate mai cu mai multă minte. Sper că ați savurat acest interviu. Eu vă las cu Priza Band și vă dau întâlnire pe duminica viitoare la aceeași oră. La revedere! Maruș Covanez.
Hai să facem o horă, o horă cu bucuria, pentru că devine realitate casa ta. Complexul rezidențial Hora Village îți oferă vecinătate cu parcul Valea Morilor, tehnologii moderne de construcție și infrastructură dezvoltată. Află mai multe despre locul care îți poate deveni acasă pe horavillage.md sau la numărul de telefon 022 222 208.